Joi 4 iulie 2019 mă aflu în localitatea Ionluca Caragiale din județul Dâmbovița, în crescătoria unui campion columbofil al UCPR. Este vorba despre domnul Radulescu Mihai, pe care îl salut. Da, ce faceți, domnul Mihai? Pe acasă, printre porumbei, nu? Printre porumbei, pe aici. Am trecut pe aici prin zonă și zic, hai să vorbești cu dumneavoastră, că nu v-am mai văzut în ultimii ani. Știu că dumneavoastră sunteți un zburător reit pe columbodrome, cu rezultate bune și foarte bune în decursul anilor. Ne mai întâlneam pe la columbodromele din Dâmbovița, de aici este, vă aduceți aminte, pe la Bibi, pe la Honest. Ce mai faceți? Cum mai stați cu porumbei? Am renunțat să mai joc în campionat, nu prea mai am timp. Da. Unde filmați aici este reproducția mea. Am porumbei bătrâni, am dat tot. Numai majoritatea sunt porumbei tineri de anul trecut. Da. Eu selectez porumbei în special la pui și după Nicolaev. Deci porumbei care clasează eu presc în, da, în regulă în primii 10%, nu 20%. Și cam atât. Nu mai am timp să zbor în campionat, așa, m-am axat pe columbodrome, am participat și în Africa. Știu că aveți, ați băgat anul ăsta, am înțeles că... Anul trecut, de fapt, da. Dar de ani de zile zburați în Africa, este? Cu rezultate bune. Am participat de 4 ori. Primul an când am băgat, am obținut la un gospod din ăla, un loc 3 și un loc 16, am câștigat $1000. Următorul an am jucat gratis, cum ar veni. Da. Acum 2 ani am băgat 2 porumbei într-o concurență de 6500 de porumbei la început, la nivel internațional, așa, și am obținut locul 90, un porumbel sosit noaptea, la ora 2:10. Așa, au intrat 3 porumbei, de fapt, noaptea, 2 americani și un român, da? Un american la 1:10, altul pe la ora 1:40 și porumbița mea la ora 2:10. Da. Frumos! Așa, am avut angajați 2 porumbei, în acel an am avut locul 90 și 200, da. Bun! Da. Dar de când dragostea asta pentru columbodrome, așa? Dragoste pentru columbodrome. Că sunt, auziți, eu vă știu de cel puțin 10 ani, da, pe la Bibi, pe acolo, la primele ediții. Campionatul nu prea mai îmi place, cel puțin cum merg treburile în România. Mă rog, toată lumea vrea să joace pe străduțe, pe... Așa e. Pe cartiere. Pe... mai mici, deci nu mai e ce a fost. Toată lumea vrea să iasă un campion pe Lica la box. Dacă ai cu unul bun care să joci, nu te bați cu el. Stai că mă bat cu ăla, că îl bat și ies campion și eu. Da. Da. Da, asta e altă discuție, care e mult mai lungă. Și în rest particip cu porumbei, numai zborurile de tineret și în special etapa Derby Nicolaev organizată de Bibi la Inele Derby. Așa. Și câte perechi de matcă mai aveți aici? 12 perechi. Dar aveți niște spații așa de mari și aerisite. N-am văzut, să vă spun sincer, în multe crescătorii locații așa de... Da, păi hai să vă mai arăt și aici. Stai să-i mai filmăm puțin și pe ăștia din partea asta la altă. Vai, și boxe mari. Super. Ăștia sunt urmași din... Aici, de regulă, porumbeii mei, cei care mai am aici, am 2 linii de bază ale mele, Thomas Peters și Emil Denis, în combinații, deci astea 2 linii amestecate și foarte puțin Nico Volkens. Ăștia porumbeii de maraton, care da, am jucat an de zile. Așa, și restul de porumbei, cam 60% de aici, sunt porumbei de columbodrome, ce au la bază, deci am o combinație, Marcel Albrecht de Rau Sablon, Sherla Kenz și Gus Christians. Da. Ăștia sunt porumbei cu care particip pe columbodrome. Frumos, arată bine păsările, îmi place. Porumbei frumos sunt peste tot acum. Așa e, important e care vine, nu? Da, păi normal. Haideți să mergem și nu dincolo. Nu știți cum e vorba aia, zice, la grădiniță merg toți copiii, la facultate cine poate și doctoratul de câțiva. Așa e, așa e. Haideți să mergem și dincolo. Acolo.